Copiii aflați în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița l-au întâlnit deja pe Moș Crăciun. Aceștia au primit din partea companiei Expur darurile mult visate. Reprezentanții Expur S.A. au dăruit o zi de magie copiilor de la centrul de plasament numărul 3 din Slobozia, care au nevoie de iubire și speranță. Au îndeplinit astfel toate dorințele copiilor exprimate în scrisorile trimise de ei către Moș Crăciun. Să treci mare! Cu drag! Am primit niște hăinuțe și niște parfumuri. Este ceea ce ți-ai dorit? Da, clar. Păi am scris polița și ne-a adus exact ce am dorit. Cum ți se pare acest gest? Un gest foarte frumos, adică nici nu mă așteptam, că nu au mai fost persoane așa care să ne aducă exact ce ne-am scris noi acolo pe listă. E un costum de training, dulciuri. Eu cam asta mi-am dorit. Și ceva cosmetice pentru igiena de fiecare zi. Sper să fie de folos, să te bucuri, da. Să fii sănătoasă, să înveți. Mulțumesc, asemenea. Tot ce-ți dorești să ți se împlinească. Mulțumesc. Îi mulțumesc moșului Darnic și un an nou frumos tuturor. Eu vreau în primul rând să mulțumesc moșului pentru tot efortul depus și îi urez multă sănătate și cât mai multă putere de muncă. Pentru copiii care sunt în centru de plasament numărul 3, darurile care vin din partea dumneavoastră sunt foarte bune pentru ei. Ei și-au dorit lucrușoare, dulciuri și ei chiar se bucură de darurile care vin din partea la diferiți sponsori care vin la noi. Noi, cred că ei sunt foarte mulțumiți de daruri și noi suntem mulțumiți că ne-ați venit la noi și ne-ați adus. Și vă dorim un an nou fericit, frumos. Vă mulțumim de la compania Expur, care ne-a adus darul și chiar suntem foarte bucuroși. În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, compania Expur s-a preocupat ca și copiii instituționalizați să trăiască magia Crăciunului și să aibă parte de clipe de bucurie. De fiecare an alegem 2-3 case de copii pentru a le crea un cadru cât de cât firesc se întâmpine sărbătorile de iarnă tradiționale și aici, la casa de copii numărul 3, am venit cu 25 de pachete, lucruri, încălțări, dulciuri, diverse cosmetice pentru igienă corporală. Ceea ce efectiv copiii și-au dorit. Fără doar și poate, da. Este o discuție prealabilă cu reprezentanții casei de copii, ne spun cam care sunt doleanțele dumnealor și noi venim în întâmpinarea lor pentru a se bucura ca de fiecare dată. Pentru Expur este o tradiție, cred că e al 10-lea an de când venim și oferim un pic din sentimentul de apartenență din dorința de a se simți și ei alături de cineva și că nu sunt așa, practic, abandonați. Copiii au fost foarte bucuroși de darurile primite și au răsplătit pe reprezentanții Expur cu un program de colinde. Domn, domn, să înălțăm, domn, domn, să înălțăm, ca pe gala vânătoare, domn, domn, să înălțăm, să vâneze căprioare, domn, domn, să înălțăm, să vâneze căprioare, domn, domn, să înălțăm. Mesagerii lui Moș Crăciun din partea Expur au oferit daruri și altor copii de la alte două centre de plasament din Slobozia și Urziceni.